De ce sunt aici? De ce au murit alții și de ce Dumnezeu m-a cruțat pe mine? Îmi pun întrebarea asta în fiecare zi. Sunt vinovată de viață? O să vă spun povestea mea. Povestea mea aici, scrisorile astea. Asta e povestea mea aceasta. Scrisorile astea sunt mica mea comoară. Amintirile mele. Mă uit la ele în fiecare noapte, le citesc în fiecare noapte și mi-aș dori să pot întoarce timpul înapoi. Ce o să se întâmple cu scrisorile astea după ce eu nu o să mai fiu? De ce nu pot să le spun lui David și lui Oscar, băieții mei, cât de importante sunt scrisorile astea pentru mine? Băieții mei, sunt așa ocupați cu viețile lor, cu problemele lor. Vedeți? Eu am trăit 4 vieți. Persoana întâi presupune o asumare a subiectului. Presupune trăirea și istorisirea lui din perspectiva celui care a fost protagonist. Și am înțeles atunci, din această aventură neverosimilă, că există un risc enorm în persoana întâi. E riscul acestui pact de încredere între cititor și autor. Și mi-am pus întrebarea cum se traduce el în teatru. Puțin mai târziu a apărut în mine nevoia de a defini din perspectivă tematică această ambivalență care constituie un alt paradox. E ambivalența teatrului care nu e teatru și totuși nu pare să fie altceva decât teatru. E teatru pe care îl recunoaștem în opera lui Pippo Del Bono. E dincolo de performance. E altceva decât poate fi definit în orice mod performance. E un teatru în care eu autorului se confundă cu eu personajului. E un teatru în care persoana întâi nu este doar o convenție dramatică, ci este o realitate umană tradusă ca atare în plan scenic. Mi-am dorit să fiu astăzi aici. Îți mulțumesc, Octavian Saiu, că sunt astăzi aici. Acest volum, să știi că această carte, eu am parcurs-o cap-coadă. Nu reușesc niciodată să citesc în diagonală. Probabil că asta m-a și recomandat cumva pentru a fi totuși actriță. Deci am citit-o din scoarță în scoarță, deși eu am primit-o așa fără scoarță. Cred că vine la țanc, la apropont, această carte pentru cei care lucrează în teatru și nu numai, pentru cei care iubesc teatrul și merg des la teatru. Cred că ar trebui ca orice făcător de teatru să o aibă pe noptieră, că n-am noptieră, sub pat, lângă trusa de urgență pentru cutremur. Eu am să mă întorc de multe ori la cartea asta. Datul la persoana întâi vizează exact actul de prezență. Asta mi se pare cumva un pas următor în teatru, în care nu ne mai ascundem după un decor extraordinar, nu mai folosim tehnologia, coloratura, imaginile, nu le băgăm în fața spectatorului, ci totul se rezumă la cele două coordonate. Corpul în spațiu, foarte important, și nevoia de a spune și de a asculta o poveste. Trăim într-o epocă foarte specioasă. Se fac cursuri nenumărate cum scăpăm de emoții. De fapt, cum gestionăm emoțiile și toată lumea își dorește să fie lipsit de emoție în fața unei audiențe. Ori dacă stau bine să mă gândesc, ceea ce apreciez eu personal și cred că mai găsesc câțiva convivi în audiență, emoția este lucrul care dă o dimensiune a autenticității. Ce frumos să mai vezi oameni înroșindu-se. Ce frumos e să mai auzi fluturi din stomac care deformează calitatea timbrului vocal. Ce frumos e să întârzie un cuvânt din pricina faptului că emoția ne conține și ne conjugă. Mie cel puțin îmi spune foarte mult.